Bine v-am regăsit! Sindromul colonului iritabil este o afecțiune gastroenterologică cronică pe care o găsim mai des la femei. Care sunt cauzele, metode de prevenție și mai ales de tratament, ne spune invitatul meu, gastroenterologul Bogdan Mateescu. Așadar, domnule doctor, putem vorbi de anumite cauze care duc la acest sindrom? Da, s-a vorbit de pildă în sindromul intestinului iritabil de o cauză alimentară. Înainte v-aș spune că boala purta un alt nume, era același lucru, dar purta un alt nume. Se numea colită de fermentație sau colită de putrefacție și identificau medicii mai în vârstă alimente care ar fi legate de apariția acestei boli. Sigur că alimentele au o legătură cu intestinul iritabil prin faptul că pot conține anumite lucruri care unor pacienți să nu le cadă în ghilimele bine. Pentru că acelor pacienți le lipsesc de pildă niște enzime care sunt implicate în digestia acelor alimente. De exemplu, lactatele. Sunt pacienți care nu suportă lactatele și la ei consumul de lapte este însoțit de o stare de disconfort, de bolboroseli, de diaree, de crampe. Eu, de exemplu. Bun. Apoi există și alte alimente care acționează cam la fel. E vorba de alimentele care conțin zaharuri greu prelucrate de către microbiota. O altă ipoteză este legată de însă structura microbiotei. Cei care suferă de sindrom de intestin iritabil au o floră mai săracă și diferită de cei care nu au astfel de probleme. Nu este singurul lucru, s-a vorbit de stres. Știm sigur că oamenii când sunt stresați au crampe. Deci ca simptome, am înțeles ce ne-ați enumerat. Spre deosebire de multitudinea de ipoteze, simptomatologia e destul de săracă. Oamenii se plâng de palonare, de durere sau de disconfort legate de alimentație sau de scaun. La fel este și legătura dintre apariția durerii sau dispariția durerii și mersul la toaletă. Scaunul are și el legătură în definiția sindromului de intestin iritabil cu o modificare a durerii. Fie e vorba de o modificare a aspectului scaunului, este mai lichid sau din contră, este un scaun mai deshidratat, un scaun mai dur, ceea ce obișnuim să numim constipație, sau este vorba de frecvență. Scaune mai rare la constipați sau mai frecvente decât normal la oamenii care suferă de diaree. Deci până la urmă putem vorbi de prevenție? Ok, renunțăm, încercăm să nu fim stresați și altceva ce mai putem face? Ne rugăm. Nu cred că există altă formă de prevenție. Dacă medicul bănuiește, și repet acest termen, bănuiește, pentru că există, după cum vă spuneam, foarte sărace metode prin care poți dovedi că există o alterare, o modificare a florei, a microbiotei intestinale. Dar dacă bănuiește acest lucru, sigur că există posibilitatea de a face un anumit tip de tratament antibiotic care normalizează raporturile dintre microbii din intestin. După cum, la stresați există medicamente care îi liniștesc psihic. Este o afecțiune periculoasă? Nu. Definiția spune că sindromul de intestin iritabil este o tulburare de funcționare a tubului digestiv. Tulburările de funcționare nu au și anomalii structurale, organice. Nu este o bubă, nu este o rană. Nu se vede nimic prin niciun fel de analiză. Și atunci, acești pacienți au o speranță de viață identică cu acelor care nu suferă de sindrom de intestin iritabil și mai mult, această boală nici nu se complică. Acum, sigur că un om extrem de depresiv care va avea posibil sindrom de intestin iritabil, poate să facă complicații și să aibă o evoluție nefericită datorită depresiei, nu a sindromului de intestin iritabil. Ar trebui să țină un regim special persoanele care se știu că suferă de așa ceva? Dacă există indicii că este vorba de ceva legat de alimentație care le produce manifestările, atunci da, modificările dietare au efect. Mulți dintre acești oameni se înfometează sau se supun unor diete chinuitoare fără niciun rost, care nu-i ajută niciun fel. Vă recomand, încercați
Dacă puteți să vă normalizați viața prin măsuri de bun simț, nu recurgeți la diete care nu aduc nimic bun de obicei. Și să încercăm lăsați dieta pe seama nutriționistului, a gastroenterologului, în fine, a celui care are preocupări în aceste domenii. Și să încercăm să fim liniștiți la cap. Să încercăm, dacă se poate. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Ne revedem așadar și mâine dimineață. Sănătate multă!